Întrebări directe. Verde în față. Dezbateri incitante. Cu cărțile pe față. Confruntări politice. Adevărata față. Discuții aprinse. Schimbări la față. Dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Să rămâine, doamnelor și domnișoarelor, și bine v-am regăsit, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. În această seară veți cunoaște pe cel care conduce în acest moment destinele prefecturii județului Timiș. Este vorba de subprefectul Daniel Cristian Francescu. Bine ați venit, domnule subprefect. Bună seara. Și pentru că sunteți pentru prima dată în studioul nostru și avem, iată, astăzi prima emisiune pe care o realizăm împreună. Toți cei care ne urmăresc categoric sunt interesați să vă cunoască. Cine este, domnule? A venit subprefectul județului la televiziune, la Ora Adevărului. Dar cine este? Faceți-ne așa o scurtă prezentare a dumneavoastră, o scurtă autobiografie. Da. Păi, în primul rând, ar trebui să vă spun că sunt timișorean, sunt născut în Timișoara. Familia mea se trage din zona, chiar din zona Lugojului, și sunt mândru de asta. Părinții s-au mutat la Timișoara. Sunt absolvent al facultății de drept. Am absolvit un masterat în științe administrative. Am o experiență de 10 ani în administrație, am lucrat la primăria Timișoara, iar începând din anul 2017 am fost numit pe această onorantă poziție. Mai trebuie să știe un lucru toți cei care ne urmăresc. Fiind o coaliție de guvernare, da, PSD-ALDE, trebuie să spunem și din ce formațiune faceți parte, ca să... După cum bine știți, poziția pe care o ocup este una apolitică. Așa este. Nu am făcut politică nici până la numire și nici în prezent. Bineînțeles că legea îmi interzice acest lucru. Noi, dar cu susținere ALDE ați... Cu susținerea guvernului, bineînțeles, și ALDE. Și ALDE, da. Deci, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că știu că în documentarea care am făcut-o pentru emisiune, m-am documentat puțin și despre activitățile pe care le-ați făcut până ați venit la prefectură. Așa cum ați spus și dumneavoastră, aveți o experiență destul de bogată, 10 ani parcă, cum spuneați, ați lucrat în administrație. Cum e să muncești în administrație? Toată lumea zice, cine lucrează în primării, în prefecturi, ăștia duc o viață liniștită, stau, beau cafele toată ziua și pleacă acasă la finalul programului. Cum e în administrație? Da. Pot să vă spun că imediat după absolvirea facultății m-am angajat la primăria Timișoara și am pornit, să spun așa, de la poziția de debutant până în prezent, în care am ajuns la poziția de superior ca și poziție ierarhică. Ați lucrat în mai multe servicii? Nu, într-un singur serviciu, serviciu autorizare activități comerciale, deci pe zona practică a comerțului. Nu este ușor să lucrezi în administrație. Bineînțeles, lucrurile s-au schimbat în decursul anilor. Administrația publică a ajuns la un nivel de salarizare pe care, vedeți, sistemul privat îl invidiază, dacă până acum era invers. Oamenii au așteptări din ce în ce mai mari și pe bună dreptate ca actul administrativ să fie unul de calitate, să fie un act transparent și până la urmă funcționarii publici să își facă datoria în beneficiu cetățeanului. Așa este. Eu am în familie doi membri ai familiei care lucrează în administrație și știu ce înseamnă să muncești în administrație. Dacă vrei să muncești corect, dacă vrei să muncești cu abnegație, cu profesionalism, cu răspundere, pentru că nu e numai faptul că sunt un, eu știu, referent sau sunt un inspector sau așa și lucrez la o primărie sau în prefectură, ci locul acela de muncă nu-ți dă numai, ca să spunem așa, beneficii, ci trebuie să
îți dea și responsabilitatea necesară. Și orice fel de semnătură care o dai, este o semnătură care o dai cu responsabilitate. Trebuie să citești de 10 ore atunci când îți dai semnătura, pentru că contează, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte mult legislația care trebuie respectată, faptul că trebuie de fiecare dată să fii foarte atent, să nu cumva să să prejudiciezi drepturile unui cetățean, în primul rând. Aici trebuie să îți stea întotdeauna minte atunci când faci astfel de lucruri și, desigur, să creezi un sistem de serviciu către cetățean cât mai simplu, cât mai fiabil, cât mai la îndemâna acestuia. Acum, de când ați venit, sunt 2 ani de zile de când ați venit sub prefect. 9 martie s-au împlinit 2 ani. Ei, suntem chiar, putem să spunem că la 2 ani ați venit, iată, să facem o emisiune aici la noi, la Lugoj. Care sunt atribuțiile unui subprefect? Cu ce se ocupă un subprefect? Păi, după cum bine știți, instituția prefectului este condusă de un prefect, ajutată de un subprefect. Atribuțiile mele principale în mare parte se rezumă la fondul funciar, care este, bineînțeles, este o ramură extrem de vastă. Avem, și o să discutăm în timpul emisiunii despre ea, că sunt foarte mulți cei care sunt interesați de sigur, ce se sigur. Întâmplă acolo. Am în coordonare serviciul public comunitar de pașapoarte și permise. Fac parte din mai multe comisii de dialog social privind calitatea aerului în județ, întâlniri cu persoanele, cu asociațiile persoanelor vârstnice din județ. Deci activitatea este destul de vastă, întâlniri cu mediul de afaceri, întâlniri cu reprezentanțe venite din afara țării, de la București. Deci domeniul de activitate și responsabilitățile pot să spun că sunt destul de largi. Mai trebuie să spunem un lucru, ca toți cei care ne urmăresc să înțeleagă. De o bună perioadă de timp, cred că mai bine de 6 luni de zile, dacă nu mă înșel, dar ne spuneți dumneavoastră, practic sunteți la conducerea prefecturii, pentru că ați preluat sarcinile prefectului, doamnei Andreaș, care din păcate are o problemă de sănătate și de o perioadă bună caută să-și o rezolve categoric. Și atunci am înțeles că dumneavoastră sunteți cel care ați preluat și ceea ce înseamnă, să spunem, atribuțiunile prefectului, cum am spus. Putem să spunem că aveți pe umerii dumneavoastră o responsabilitate destul de serioasă. Desigur că să fii la conducerea unei prefecturi nu este un lucru simplu din mai multe perspective, dar în primul rând ce înseamnă coordonarea și, desigur, căutarea unei colaborări foarte bune, în primul rând, între instituțiile care asigură activitatea în județ, categoric, și, pe de altă parte, așa cum spuneați dumneavoastră, iată aceste întâlniri care periodic sunt realizate atunci când există un interes din partea unor investitori care, desigur, vor să vină în județul Timiș, județul Timiș fiind un județ atractiv, fiind un județ care este la granița cu Occidentul, să spunem așa, și, desigur, este de interes pentru mulți care vor să investească la noi în țară. O luăm așa pe rând, ca să spunem așa. Spuneți-ne, cum este cu fondul ăsta funciar? Știu că există un departament special în cadrul prefecturii, un birou care se ocupă de acest fond funciar. Vreau să-mi spuneți cum se desfășoară acolo activitatea. Am înțeles că de o bună bucată de vreme aveți o problemă de lipsă de personal acolo în zona aceea și că încercați să asigurați tot ceea ce este necesar din această perspectivă și să ne spuneți cum vedeți rezolvarea fondului funciar la noi în județ în acest moment. Da. De la momentul în care am venit la instituția prefectului, de când am fost numit, mi-am creat o prioritate din fondul funciar. Într-adevăr, este o problemă destul de delicată. În ce sens? Au fost mai multe acte legislative, începând perioada post-revoluționară, care s-au tot modificat și au bulversat oarecum această punere în posesie. Noi ne confruntăm la nivelul județului Timiș cu o lipsă, să o spun așa, într-un limbaj mai plastic, cu o lipsă de pământ.
Au fost în faza preliminară, oamenii aveau posibilitatea să își reconstituie dreptul de proprietate cu privire doar la o anumită suprafață, până la 10 hectare. Bineînțeles, primarii, după îndeplinirea acestei etape, au constituit dreptul de proprietate cu privire la persoane care nu aveau pământ la momentul preluării abuzive și ne-am aflat în situația ca la un anumit moment cei care și-au reconstituit dreptul de proprietate inițial aveau posibilitatea să și-l întregească. La acel moment, mulți dintre primari s-au trezit cu imposibilitatea de a pune oamenii în posesie. Într-adevăr, au fost anumite transferuri, din legea permitea asta până în 2015, de pe o unitate administrativ-teritorială pe alta, cu posibilitatea... Chiar de la o suprafață la alta, în cadrul aceleiași unități administrative, da, putea să... Mai există o posibilitate de a accesa acest pământ de la ADS, o procedură care, la fel, este o procedură foarte stufoasă și care dă mari bătaie de cap primarilor. Împreună cu doamna prefect, la sfârșitul anului 2017, am pus bazele, să spun așa, unui regulament de funcționare a Comisiei Județene. Eu spun că lucrurile merg în direcția bună, lucrurile sunt foarte clare, lipsite de echivoc, condițiile, etapele care trebuie întrunite, documentele pe care trebuie să existe într-un dosar, așa fel încât să nu existe semne de întrebare sau să existe alte întrebări la corectitudinea și promptitudinea Comisiei Județene. Există foarte mulți dintre cei care ne urmăresc care sunt în zona Lugojului și mai ales cei din rural, categorică. Mulți s-au confruntat cu astfel de probleme încercând să-și rezolve din punct de vedere legal, să intre în posesia unui certificat de proprietate, să poată să fie liniștit din această perspectivă, însă sunt convins că cunoașteți foarte bine. Foarte mulți sunt cei care, din păcate, n-au mai ajuns să-și vadă nici certificatul de proprietate, n-au mai ajuns să vadă nimic, pentru că, așa cum spuneați, există tot felul de proceduri, au fost de-a lungul timpului, s-au schimbat legislație, s-a schimbat tot și care a bulversat tot ce s-a întâmplat din această... Știți cum este, o lege proastă nu face altceva decât să slăbească o lege bună. Adevărat. Adică mai bine rămânea o lege așa cum a fost și știai să... Aveți dreptate, eu de 2 ani de zile mă ocup de audiențele cu ceea ce privește fondul funciar. Mi se rupe sufletul atunci când văd oameni ajuns la o vârstă și fără posibilitatea de a accesa, eu spun, anumite posibilități de a angaja un specialist, corect, a se ocupa de aceste documente. Dar ce trebuie să înțelegem e că instituția prefectului este o verigă în acest lanț al emiterii titlurilor de proprietate. Documentația, dosarul administrativ este în sarcina și în obligația Comisiei Locale de Fond Funciar. La noi ajunge dosarul sau ar trebui să ajungă complet de validare a dreptului de proprietate, iar mai apoi de emiterea titlurilor de proprietate. Ajunge în faza finală. La noi lucrurile, eu spun și cum ați bine menționat, am avut o carență în ceea ce privește personalul, deși este un birou foarte important. Nu am avut posibilitatea de a ne angaja un nou personal după plecarea în pensie a unor colegi de-ai noștri. Și de aceea am avut o perioadă în care nu că s-a blocat activitatea Comisiei Județene, doar a stagnat pe o perioadă, spun eu, destul de scurtă. Acum, de o lună de zile, de la începutul anului, am reluat în forță această activitate. Am avut o ședință luna trecută, acum în data de 25 o să avem o altă ședință și încercăm pe cât posibil să ajungem cu documentația la zi. E foarte bună informația care ne-ați dat-o, deci iată, se lucrează acolo la prefectură din această perspectivă. Cine are dosare care sunt în lucru, să înțeleagă că pe măsură ce ajung dosarele la Comisia de Fond Funciar, lucrurile se vor rezolva.
e bine să vă interesați, să vedeți, mai dați un telefon, eventual mai mergeți când mergeți prin Timișoara și ajungeți la prefectură, cu siguranță că există disponibilitatea și deschiderea, dacă ajung acolo la biroul de fond funciar, sigur, să afle când ajunge dosarul pe rol sau... Ce vreau să mai subliniez, că au fost și unele reproșuri cu privire la acest aspect, prin intermediul acestui regulament noi am stabilit și prioritatea dosarelor care intră în Comisia Județeană. Astfel, au o prioritate sentințele judecătorești rămase definitive și irevocabile. Obligația noastră este de a nu tergiversa aceste sentințe. Dacă s-au stabilit anumite drepturi, ele trebuie puse, bineînțeles, în practică, în aplicare cât mai curând. Nu putem să le lăsăm să aștepte, pentru că vă dați seama, acele litigii au durat la rândul lor ani și ani și ani de zile, iar atunci când omul se vede cu această sentință în mână și nici atunci problema nu este rezolvată, îi creează o frustrare pe care noi nu vrem să o alimentăm. Aveți perfectă dreptate și eu mă bucur că aveți această deschidere și această transparență să spuneți lucrurilor pe nume, pentru că într-adevăr oamenii au trăit astfel de momente care spuneți dumneavoastră și le cunoașteți, așa cum ne-ați și prezentat foarte bine. Sunt unii care stau de 7-8 ani de zile și așteaptă o petec de hârtie și firesc că omul spune: bă, dar ce se poate întâmpla acolo, domnule, în birou ăla, de odată și odată o hârtie, odată ce există documente, nu se ajunge a se da. Dar apar tot felul de lucruri. Ba, lipsește din punct de vedere, eu știu, juridic, o chestiune și atunci... până anunț, până cei de la primărie intră în activitate și pot să rezolve problema. Aceste lucruri, să știți că ar trebui să fie destul de rare, nu ar trebui să se întâmple, pentru că cei care se află membri în comisiile locale au o experiență destul de vastă în domeniu, cunosc regulamentul, noi transmitem îndrumări, transmitem, eu știu, documentație care ne parvine de cursul timpului, în așa fel încât lucrurile să fie destul de clare pentru toată lumea cum trebuie să fie constituit un dosar. Într-adevăr, acum nu fac un obicei de a arunca cu piatra. De multe ori oamenii sunt trimiși la prefectură, deși problema lor nu ține de prefectură, găsește rezolvare la prefectură, dar până la urmă luăm legătura cu administrațiile locale și încercăm să rezolvăm aceste probleme. Că știu că există în acest circuit și în Comisia de Fond Funciar de la nivelul prefecturii, există și alte instituții care participă la rezolvarea problemei și am avut aici invitat de mai multe ori pe directorul general de la Oficiul de Cadastru, pe domnul Ursu, și dânsul a spus că colaborează foarte bine cu dumneavoastră și că ce ține de dânsii caută în termenele legale și corecte, cu după analize foarte serioase și responsabile, să dea drumul la tot ce înseamnă documente și acte necesare, cum ați spus dumneavoastră. Deci, iată că există și instituții de care depind rezolvarea unor astfel de acte, dar care își fac treaba, practic, în județ, ca să spunem așa. Ține foarte mult, eu am observat din ce am mai aflat și de pe la primării și de pe la... ține foarte mult și la modul în care se înțelege de către cel care trimite dosarul respectiv, domnule, să aibă de la început absolut tot ceea ce este necesar, ca să nu mai trebuiască să se întoarcă apoi dosarul înapoi la primăria respectivă, iarăși la persoană, iarăși să ceară un act, că ne mai trebuie, știți că ați avut acolo, dar de la dosarul care a fost în instanță ne mai trebuie nu știu ce. Și atunci asta înseamnă timp și timp, nu de o zi, două, că dacă ar fi de o zi, două e ok, dar timp de săptămâni, chiar luni. Și atunci ne trezim că într-adevăr ajungem că au trecut 5, 6, 7 ani și noi toți stăm cu dosarul la prefectură și iată nu se realizează. Bine, noi să știți că nu facem o arhivă de dosare pe care... Sunt convins că nu e nici interesul dumneavoastră. Noi încercăm pe cât posibil în cel mai scurt timp să le transmitem înapoi cu solicitările de completare care sunt necesare. Dacă ar fi așa, din ce știți dumneavoastră, ca o statistică, orientativ, bineînțeles, nu o dată exactă, că nu asta este important, cam cât la sută credeți că de pe raza județului Timiș s-au cam rezolvat astfel de probleme? În procente. Eu cred că mai avem un procent de cel puțin 30%. Cam 30% mai trebuie rezolvat. Da. Deci 70% spuneți că s-au cam... Da.
rezolvat. Asta e important. În 20 și... Da, exact. Aproape 30 de ani, exact. Ar fi și culmea să nu fie așa atunci. Păi știți cum? Dacă cunoașteți lucrul ăsta, există județe în care situația e chiar tragică. Chiar tragică, adică 30% s-au rezolvat numai. Și... Noi am avut noroc cu, să spun, cu cărțile funciare. Cu cărțile funciare. Da, sunt, știm, partea de sud, unde, cu toate că, chiar într-o discuție cu specialiști în domeniu, să știți că câteodată nu este un avantaj, pentru că contractarea... Da, așa mi-a spus și domnul director de la domnul Ursu. Specialiștii nu se interesează. Bă, e o chestie, zice, am fost noi avantajați dintr-un punct de vedere și ne-am mai descurcat mai bine, dar dacă stai să te gândești pe anumite spețe, chiar s-ar putea să fie o problemă. Pe anumite spețe e bine să o iei de la zero și atunci când ai o suprafață întinsă de teren, alta este și interesul specialiștilor, inginerilor topografi să facă aceste lucrări și alta este când ai doar o fărâmă dintr-o bucată mare, deși tu trebuie să lucrezi întreaga solă, corect, să măsori, corect. Și îți iei banii doar pentru munca unei parcele. Aici este micul, să zic așa, inconvenient. Dar în mare parte, și noi pot să vă spun că avem o foarte bună colaborare cu domnul Ursu, discut periodic cu el să stabilim exact prioritățile pe care le avem în Comisia Județeană. Sunt situații în care de rectificarea unui titlu de proprietate ține loc o lucrare mai complexă. Am discutat acum și de situația centurii colitoare și acolo avem niște titluri de rectificat pe acea zonă și ține blocată întreaga parcelă și lucrurile, bineînțeles, în cazuri de astea trebuie să se miște foarte repede. Așa este. E în regulă. Deci asta despre fondul funciar. Haideți să vedem. Cum sunteți mulțumit de activitatea celor de la Pașapoarte și celor de la, deci de la serviciu celălalt de care răspundeți? Da, să știți că am... Au fost ani trecuți în care existau probleme din punct de vedere al aglomerației, al faptului că, de fapt, la noi așa se întâmplă. Când e vară și când vin foarte mulți din afară, atunci se trezește fiecare să-i mai trebuiască un pașaport la copil, să-i mai reînnoiască, nu știu. Acum, asta e situația, n-avem ce să facem. Da. Și atunci, clar că există aceste curbe care sunt, în care lumea stă, se enervează, e căldură, e așa, dar am văzut că în ultima perioadă s-a cam rezolvat această problemă și există și o ordine și... Da, la Pașapoarte chiar pot să vă spun că lucrurile merg extraordinar de bine. Anul trecut a fost un an în care s-au făcut programări de pe o zi pe alta, în perioada de maximă, să zic așa, aglomerație. Deci se poate, domnul suprefect, se poate. Se poate doar cu aportul și a populației. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să respectăm niște reguli, trebuie să respectăm un program. Dacă ne îngrămădim toți în aceeași zi, la aceeași oră, nu există nici condițiile tehnice de a face aceste pașapoarte. Mai mult, lumea trebuie să înțeleagă că aceste pașapoarte se lucrează la București. Există un timp. Bineînțeles, documentația este trimisă de îndată, dar ea are un termen de 15 zile sau... Există niște proceduri care trebuie respectate. Pe care nu le putem trece. Bineînțeles, în situații de urgență, atunci când este vorba de un copil bolnav, când este vorba de o persoană care este ținută la pat, avem posibilitatea de a ne plasa în unitatea spitalicească și a face acolo toată procedura. Da, am înțeles că chiar pentru anumite cazuri, chiar în regim de urgență, sigur, se poate libera. Sigur. Dar trebuie să ținem acest regim de urgență la adevăratele urgențe. Și se poate acum comunica chiar prin internet, nu? Sigur. Se poate accesa, poți să-ți iei un număr, poți să știi ziua, ora când te duci. Vreau să vă spun că se pot face programări încă de acum. Deci, oamenii care, știm că în zona noastră avem mulți oameni care lucrează în străinătate, care într-adevăr vin pentru un termen scurt în țară, în care vor să-și reînnoiască actele de identitate și atunci se suprapun cu o multitudine de alte activități. Au posibilitatea de a se programa online și vreau să vă spun că programările au fost respectate la minut. Exact cum e în Germania, să folosesc o expresie care e mult întâlnită la noi în județ. Să fim și noi ca nemții. Să fim și noi ca nemții. Doar că să fim și la organizare și la disciplină ca nemții. Exact, exact. Adică și ce ține de noi, și de ce ține să de facem noi, tot în acel Pentru că mod. Vă spun, acolo este un personal tânăr,
profesionist, nu am avut reclamații chiar în anul care a chiar trecut. La modul de relaționare cu cetățean. Da, deci a fost o activitate pe care au desfășurat-o la superlativ, pot să spun. Același lucru se întâmplă și la permise auto, știu că... La permise pot să vă spun că avem o problemă cu programările. După cum bine știți, Timișoara este un centru universitar destul de mare. Avem 7 universități de stat, mai multe private. Iar studenții veniți la noi în oraș, își înmatriculează mașinile, dau pentru permis aici. Știu că județul Timiș este printre primele din țară la numărul de matriculări făcute. Și anul trecut și acum 2 ani. Deci avem un tren crescător extraordinar. Avem 50.000 anul trecut, 50.000 de mașini înmatriculate. Un număr, eu zic, semnificativ. Aici stăpânim situația și suntem în parametri. În ceea ce privește programările, aici avem o problemă din lipsa personalului. Avem o organigramă care nu este completă. În perioada care urmează o să scoatem și celelalte posturi la concurs și sperăm să ajungem și aici în parametri optimi. Cam cât personal mai fi necesar ca să ajungeți la, mai să zicem, normal, nu? Să vă satisfacă. 6 persoane ar trebui să mai vină, da. Și aveți posibilitatea, deci sunt deschise posturile. S-au făcut demersurile la minister și ele, în perioada care urmează, noi sperăm într-o lună ca ele să fie scoase la concurs. Excelent, o veste bună, iată, și pentru cei care își vor matricula mașini sau când vor da examen, sigur că da, sau să schimbe numerele sau diferite astfel de lucruri. Eu sunt convins că există această disponibilitate și știu că și cei de acolo sunt profesioniști adevărați, i-am cunoscut pe mare parte dintre ei și lucrurile intră normal încet, încet. Trebuie și noi să ne învățăm, să ne disciplinăm puțin, pentru că exact cum ați spus, chestiunea este reciprocă. Trebuie să existe un feedback și sigur. Faptul că noi cerem atât de mult de la cei care sunt acolo, este firesc ca și noi să ne comportăm în același mod. Pentru că mai sunt, eu știu și le-am trăit, am fost chiar acolo când am văzut tot felul de atitudini ale unor cetățeni, unele poate pe bună dreptate, dar și dacă ne simțim poate lezați sau poate s-a întâmplat o chestiune, nu s-a întâmplat dintr-o rea voință, asta trebuie să înțelegem noi, că cel care este acolo la ghișeu sau care își face treaba, el nu e cu rea voință, ne spune niște lucruri sau poate ne îndrumă spre o altă parte sau nu ne satisface cerința noastră pe moment, pentru că și el este legat de niște lucruri, de niște legi, respectă niște proceduri și atunci noi e sigur că da, dacă am venit acolo și am pierdut timpul și am văzut că n-am rezolvat problema, începem să țipăm, să spunem, a, ce, ești plătit din banii mei, nu faci mai ușor cu chestia asta, cu plătitul din banii mei, că nu este chiar așa, fiecare poate să spună și cel care este acolo poate să spună, păi și banii mei ce, banii mei, nu, eu nu dau la stat, eu nu, și din banii mei îmi plătesc salariul în fond și nu trebuie așa luată problema, adică e bine să fim puțin mai ponderați așa și puțin mai smeriți și mai cu atitudine din asta mai de înțelegătoare, pentru că este suficient. Eu numai întotdeauna așa am încercat să mă pun eu în locul celui care este acolo. Atât să fac, nu altceva. Cum aș vrea eu să se comporte cineva care vine la mine, un cetățean care are toate drepturile și avem toată disponibilitatea ca cel care asigurăm astfel de servicii. Suntem reprezentanții statului categoric și încercăm să rezolvăm problemele cetățeanului, dar trebuie să existe și această înțelegere a cetățeanului, a ceea ce se poate din punct de vedere legal, ceea ce intră într-o anumită competență a celui la care ne rugăm să ne rezolve problema, sau poate că nu, și atunci e bine să ascultăm exact ce ni se spune. Că îndrumarea ți se dă țintită, numai trebuie să o înțelegem. Și să pricepem lucrul acesta, că nimeni nu ne dorește rău în fond și toată lumea, eu sunt convins că are această deschidere și acest dialog pe care îl poartă este un dialog constructiv, un dialog care să încerce să rezolve problema cetățeanului. Căci de aia suntem cu toții, ca să spun așa, slujbași ai cetățeanului atunci când lucrăm într-un serviciu de administrație publică, încercăm să rezolvăm problemele cetățeanului. E adevărat că în anii trecuți mai ales, și eu sunt convins că și dumneavoastră v-ați întâlnit cu foarte multe cazuri, că de unde a plecat și această stare așa mai nervoasă când te duci în fața unui funcționar public la stat,
este că au existat unii care într-adevăr și-au depășit competențele, au avut o atitudine mai irreverențioasă, nu s-au comportat chiar corect cu cel care a venit acolo și trebuie să înțelegem și lucrul acesta. Cel care vine la stat vine cu o rugăminte, vine cu o durere a lui, cu o problemă și el vrea să fie rezolvat, dacă s-ar putea și primul, dacă s-ar putea și fără probleme și ieri, exact, ar fi extraordinar. Ei, nu întotdeauna se pot întâmpla din punct de vedere legal toate aceste dorințe pe care le avem. Și atunci e bine să înțelegem acest fenomen și să încercăm așa ușor, ușor să avem un dialog decent și cu siguranță ne vom rezolva și problema și în termen scurt și fără să vă aducem injurii și să agresăm verbal sau eu știu chiar fizic altă dată pe cei care sunt acolo și care și ei își fac datoria la locul lor de muncă. Așa cum vreau să se înțeleagă foarte bine pentru toți cei care ne urmăresc, eu nu sunt un avocat și un apărător al administrației, celor care lucrează în administrația publică și al funcționarilor publici, dar sunt dintre cei care îmi doresc să avem o atitudine de respect atunci când mergem într-o instituție publică, indiferent cum se cheamă acea instituție publică. Căci așa vom reuși întotdeauna să fim și noi respectați, dacă îi respectăm pe ceilalți. Eu așa zic că este corect și așa am fost o viață întreagă și prin educația care am avut-o și generația mea, eu sunt mândru de asta, cu toții sunt convins că suntem dintre cei care respectăm pe cel de lângă noi, respectăm pe cel căruia ne adresăm și încercăm, desigur, să rezolvăm problemele pe care le avem cu bună înțelegere, cu respectul cuvenit față de cel care este în funcția respectivă în acel moment și desigur că ne adresăm și ne rezolvăm pentru a ne rezolva toate interesele noastre. Domnul prefect, ce ne puteți spune despre, că trecem acum în zona cealaltă, cum spuneam, există această marotă la noi și de ani de zile tot spunem, domnule, să avem brațele deschise către investitorii străini, către cei care vin și vor să facă și știți cum e, noi am cam avut brațele deschise, le-am dat de toate, le-am făcut și facilități, avem o legislație care eu zic că este foarte permisivă pentru cei care vin să investească, facilități fiscale, facilități de tot felul, de la impozite și până la facilități la partea salarială, ca să spunem așa, la modul în care se fac angajările. Deci, în decursul celor 20 ceva de ani, cum spuneați dumneavoastră, toate guvernele care au fost la conducerea României au încercat din această perspectivă să creeze un cadru cât mai prietenos pentru cei care doresc din exterior să vină și să investească în România, să aducă know-how, să aducă tehnologie de ultimă oră, să producă lucruri pe care poate că noi, iată, n-am putut, n-am fost capabili, n-am avut ceea ce este necesar pentru a le produce. Și a crește astfel, să spunem așa, PIB-ul României, partea care ne interesează pe noi, să avem o economie dinamică, o economie în creștere permanentă. Acum, v-ați lovit categorii și ne spuneați că aveți și în activitate astfel de întâlniri. Ce spun cei care vin și doresc să investească la noi aici și mai ales în județ, că cu aceștia vă întâlniți în mod special? Pe ei ce interesează foarte mult? Interesează capacitatea profesională, forța de muncă care este calificată și în zona asta e mai calificată, ei simt lucrul ăsta, cunosc, fac categorii, niște studii de piață Sfurați. Înainte de a veni și știu exact unde să ducă, nu vine nimeni așa, se implantează și bă, o dăm cu piatra, ce o fi, dacă avem câștig, avem câștig, dacă nu avem, asta este. Nimeni nu-și bagă banii așa în orb, cum se spune. Cu siguranță. Deci cum i-ați perceput, ce interesează mai mult? Astfel de facilități sau poate că interesează să aibă niște utilități la dispoziție, să aibă, eu știu, poate din punct de vedere a ceea ce înseamnă, ceea ce oferă poate chiar prefectura și administrația județului, ce își doresc ei cel mai mult? În momentul de față își doresc forță de muncă, ceea ce sigur, am ajuns și la faza am asta. Am ajuns
Anii trecuți ne plângeam, da, șomaj, ce avem în România, ce șomaj, 7%, 8%, noi plângeam la 8% și ziceam că e nebunie, că moare lumea de foame, că n-are ce mânca și n-are unde să se ducă la muncă. Acum văd că da, avem, suntem chiar, cred că suntem cu șomajul cel mai jos din la nivel național. Da. Pe de altă parte, putem spune cu mândrie că suntem județul cu cele mai mari investiții străine. Asta ne bucură pe de o parte, pe de altă parte am dorit să oferim și o forță de muncă calificată. Din păcate încă avem probleme pe această problemă. Spuneați ce atrage în județul Timiș. Păi nu ar trebui să nu spunem că și poziția geografică a județului nostru este una foarte bună. Suntem aproape de mari capitale ale Europei. Avem o autostradă care ne leagă la fel de Europa, avem un aeroport internațional și, bineînțeles, pot să spun că avem și specialiști. După cum am mai spus, avem 7 universități în Timișoara care creează specialiști pe toate domeniile. Pe ramuri de activitate pot să vă spun că cunosc acest lucru în ceea ce privește agricultura. Avem societăți cu capital străin sau mix din Canada, din America, din Italia, din țările scandinave, chiar care au investit în județul nostru. Bineînțeles, și suprafața județului nostru a permis-o, fiind cel mai mare județ din România, avem suprafețe întinse unde se poate face agricultură la un nivel ridicat. Am să vă întrerup, pentru că trebuie să intrăm în calupul de publicitate și știți cum e, când e vorba de publicitate, trebuie să ne facem corect treaba. O să intrăm în publicitate, ne întoarcem din publicitate și continuăm dialogul nostru exact din acest punct. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate într-o seară în care invitatul meu este subprefectul județului Timiș, domnul Cristian, Daniel Cristian Francescu, ca să spun numele întreg. Domnul subprefect, spuneam și am rămas la discuția noastră în prima parte, la finalul primei părți, despre cei care au venit și au investit în agricultura județului Timiș. Haideți să continuați exact de aici, să vedem. Știm că sunt destul de mulți din țări chiar foarte îndepărtate, dar sunt suprafețe foarte mari care sunt constituite și s-au creat unități foarte serioase chiar cu investitori de aici din Europa, italieni mai ales, cred că și germani, danezi. Sunt pe primul loc. Italienii sunt pe primul loc. Urmați de germani, danezi și, bineînțeles, și alte naționalități asociate. Și acum, dintre cei care îi știți că au venit și că au aceste suprafețe, sunt care, într-adevăr, se ocupă de suprafețe, produc și cantități destul de serioase sau sunt din aceia care, domnule, și-au luat o suprafață de teren și să mai gândesc ce fac, mai las o buruiană acolo, nu sunt oameni serioși. Terenurile agricole sunt lucrate, bineînțeles, și statul îi ajută prin subvențiile pe care le capătă și până la urmă impulsionează să facă o treabă bună. Acolo unde sunt suprafețe nelucrate, e mai mult vorba de intravilanul localităților și sunt suprafețe cumpărate poate de români sau de străini într-o eventuală dezvoltare imobiliară. Dar pot să vă spun că chiar circul prin județ și cu bucurie constat, ca și atunci când mergi afară și vezi de pe autostradă că toate pământurile sunt lucrate, așa am constatat și eu cel puțin în primăvara aceasta, vezi pământurile lucrate și asta nu poate decât să te bucure. Și rezultatele, ca să spunem așa, dovedesc ceea ce a spus dumneavoastră, deci dacă ne luăm după tot ce s-a întâmplat anul trecut, statistica ne dovedește că au fost rezultate foarte bune în agricultura României în general, dar și în agricultura județului în mod special. Într-un an care n-a fost foarte darnic din punct de vedere al, ca să spunem așa,
ploilor și al altor intemperii care au existat. Adică chiar la un moment dat ne făceam probleme că nu știm cum va fi și cu grâu și cu porumbul și cu... Ei, totuși s-a reușit. Asta înseamnă că oamenii au muncit, așa pe rupte, nu e glumă. Când ai suprafețe de sute de hectare sau chiar mii de hectare unii, nu e chiar simplu să poți să reușești să aduci la liman într-un an mai păcătos din punct de vedere al timpului, al vremii, să reușești totuși să faci niște producții și din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ, care sunt valoroase și care satisfac piața. E foarte important și cinstelor celor care lucrează pământul, indiferent că sunt... că societățile sunt cu capital străin sau cu capital românesc, ambele au, ca să spunem așa, se bucură de aceeași respect, pentru că, cum spuneați dumneavoastră, e o mândrie și te bucuri și tu că mai mănânci o pâine bună de aici, de pe pământul ăsta, mai ai și un grâu bun, un porumb bun și uite așa, încet, încet, dacă am reușit să mai facem și în zona asta creșterii animalelor puțin să ne dezvoltăm. Am început puțin cu legumicultura, am văzut că deja există cu programul acela cu tomatele, mai există cu un alt program iarăși pe care ministrul Daia l-a început. Încet, încet, poate reușim puțin să ieșim din starea asta. Am fost destui ani așa, domnule, ce o fi, tot plângeam după o roșie românească, tot plângeam după un ardei românesc, după un castravete românesc, cumpăram de peste tot din Europa asta și din lumea asta. Și vedeam că, de fapt, mâncăm plasticuri. Adică n-aveau gust, n-aveau niciun fel de... Micii producători trebuie încurajați, trebuie sprijiniți, trebuie simplificate procedurile de obținere a acestor autorizații de producător. În anii care au trecut, acum mai rar, dar au fost situații în care sub această titulatură de producător erau și foarte mulți bișnițari care aduceau produsele de la vecinii noștri și le vindeau ca fiind produse locale. Lucrurile astea, eu cred că sunt tot mai rare. Vizitez și eu piețele din Timișoara, vezi mici producători care vin cu producția lor, bineînțeles, nu foarte mare, dar care e suficientă pentru a asigura un trai decent. Și am mai observat ceva, domnule subprefect. Românul își schimbă atitudinea și mentalitatea față de cei care, iată, cum spuneați dumneavoastră, vin din producția lor și vin și aduc mărfurile de bună calitate, chiar dacă în cantități mai mici. Adică și românul a înțeles că, știi care e problema, mai bine dau cu 50 de bani în plus, dar mănânc un lucru de calitate. Dar să știți că nici măcar nu sunt mai scumpe. Nici măcar nu sunt mai scumpe. Poate e puțin comoditatea românului de a nu merge în piață și de a-și face toate cumpărăturile dintr-un supermarket. Dar vreau să vă spun că eu, ca român, am fost mâhnit atunci ca, după o vizită în Olanda, să constat că am luat de la un supermarket, fără să-i spun numele, roșii produse în Olanda. Păi, să-mi ierte Dumnezeu, e un petec de țară pe lângă România. E drept. Și nu că nu aș fi de acord cu libera circulație a mărfurilor, sigur. Dar mi-aș dori că avem toate posibilitățile să mâncăm mai multă mâncare produsă în România. Avem mici fermieri care își dezvoltă activitățile, avem producție de lapte în zona Liblingului care... Corect. Trebuie sprijiniți. Da, trebuie sprijiniți. Poate și creșterea animalelor puțin să o facem mai... să venim și aici cu un ajutor de stat mai mare. Toată problema este următoarea. Românul a fost învățat să crească în gospodăriile lui și animale, să aibă și o bucată de pământ unde să pună niște cereale, să pună o zonă de grădină unde să aibă câteva legume care să mănânce. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că românul are această deschidere. Important este ca și statul, prin, desigur, cei care sunt la guvernare în diferite perioade, să înțeleagă acest lucru, să-și propună ca să aibă politică de stat. Așa cum a fost acum, când a venit domnul ministru Daia, eu îl respect foarte mult și a spus, domnule, în programul de guvernare spune clar, trebuie să sprijinim pe cel care muncește pământul, pentru cel care face legumicultură, pe cel care... Hai să încercăm să facem o legislație care să permită, într-adevăr, să-l sprijinim, numai să vorbim. Că noi ne-am cam învățat așa să dăm din gură, toți ne pricepem, toată lumea sprijină, dacă e vorba de concret, bă, ce faci pentru el? Acolo mai avem rețineri.
Acum mai este o chestiune, eu înțeleg foarte bine că știu ce înseamnă Europa, știu ce înseamnă trăim în acest grup și e firesc ca Europa să nu-i pice bine faptul că România începe să se dezvolte, începe să aibă și astfel o producție de legume foarte bună și foarte calitativă. Scadă importurile, practic, atunci când scadă importurile. Știți, anumite foarte produse. Interesant, foarte interesant și probabil că v-ați lovit de o astfel de chestiune. Când vin străini, că sunt olandezi, că sunt nemți, că sunt italieni, că sunt francezi, că sunt, indiferent, spanioli, indiferent, englezi, și vin în România, primul lucru când îi duci la o masă să servească sau ceva, produs românești. Imediat, băi, ce bun, e produs românesc, da, e o roșie românesc. Eu îmi pun întrebarea, de ce își doresc ei și au așa un apetit la astfel de produse, dacă sunt rele? Da, ei, nu sunt rele. Nu sunt rele, dar eu pot să... Că au și ei acolo la ei tot ce își doresc. La fel am să dau exemplu Olandei. Își doresc pentru că știu că la ei în țară găsesc anumite supermarketuri. Au, cel puțin în zona care am fost eu, un lanț de magazine de burse numește, unde sunt doar produse locale. Începând de la brânzeturi, la legume, la flori și am constatat... Păi cum așa? Asta nu s-a întâmplat în comunism. Că așa ne spun unii că dacă facem chestia asta, ați văzut. Da. A venit acum guvernul și vrea să facă o chestie de genul ăsta. Ei se constituie în asociație. Să facem niște magazine în care, domnule, să vedem, să dăm de la producătorii noștri care au să fie produse. Au sărit imediat toți. Ce facem? Venim iară la comunism, iară facem noi statul să aibă... Uite, domnule, Olanda, uite, hai să luăm de la olandez. Și vreau să vă spun că mi s-a spus de către persoana care a fost în vizită că olandezii nu îi vezi la supermarketurile, la lanțuri, marile lanțuri de supermarketuri. Ei cumpără, își alimentează producătorii din comunitate și astfel le creează o lejeritate. Sigur. Au și piață de desfacere asigurată, sigur. Știu că pot să muncească și munca lor, iată, primesc imediat și banul respectiv pe produsele respective, adică e un lanț din ăsta, un cerc din ăsta care se închide și statul, iată, intervine și ajută pe cel care lucrează pământul la el în țară, nu? Nu-l lasă așa de izbeliște, bă, descurcă-te, că economie de piață, că tot asta spun mari specialiști în economie de piață. Domnule, piața liberă, piața... Domnule, astea au fost niște politici de acum 30 de ani, 50 de ani. Nu mai sunt practică nimeni. La momentul aderării României la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a venit cu niște normative, a venit cu reguli noi. Vorbeați de producția în legumicultură, vorbeați de sectorul animalelor. Unde ți-a interzis să mai ai abatorul, care îl știm noi, abatorul exact. De pe vremuri în care țăranii duceau porcii crescuți într-un an și duceau. Și până la urmă abatorul, micul abator, producea mezeluri din porcii de casă, crescuți exact. Cu cereale. Au pus condiții noi, pentru că, într-adevăr, asta, cum ați spus, ați menționat și dumneavoastră, asta este prețul pe care trebuie să-l plătim și trebuie să ne supunem unor reguli la nivel european. Poate că unele n-au fost rele. Că nu, noi trebuie să discernem. Eu n-am spus că au fost asta rele. Spun. Poate că unele ne-au mai disciplinat puțin, adică ne-au creat și o siguranță siguranță produselor mai serioasă. Avem alte... Adică poate că trebuia și la noi să fie puțin și din punctul ăsta de vedere o reglementare foarte clară. Dar să nu trecem în extrema cealaltă, nu, că aici e problema. Vreau să spun noi întotdeauna am fost mai catolici decât papa. Au fost descurajați. Exact. Au fost descurajați și mulți dintre ei au evitat să mai crească animale, eu știu, în gospodării, dorind să cumpere din supermarketuri, că de ce să nu mai ne complicăm? Vedeți că e o lipsă de timp a oamenilor și asta e, până la urmă, o mare problemă în timpurile noastre. Așa este, așa este. Deci, v-ați întâlnit, cum spuneam, cu foarte mulți investitori. Nu mi-ați răspuns la întrebare concret. Ce își doresc ei cel mai mult? Își doresc, în primul rând, noi ne întâlnim la nivel de ambasadori, în primul rând vin reprezentanți ai țărilor și... Probabil vin și cu oameni de afaceri de multe ori. Câteodată vin, într-adevăr, și cu oameni de afaceri, câteodată vor să vadă exact contextul în care se poate investi, pe ce domenii... Și să transmită apoi exact care sunt condițiile. Până la urmă se fac anumite legături între mediul de afaceri. Ei vor să se asigure, în primul rând, că se creează de către instituția de prefectului o punte între... investitori și serviciile de concentrate. În sensul să nu
să nu fie frână în activitate, să poată să-și desfășoare activitatea, bineînțeles, în matca legală. Bineînțeles că de fiecare dată noi am asigurat de întreg sprijinul fără niciun fel de probleme și nu au fost discuții de acest gen. Ca dovadă că județul Timiș este unul din județele în care investitorii au investit sume serioase aici și poate suntem de primele trei județe, chiar cred primul. Că... Chiar primul. Chiar primul. La România, valoarea da. Investițiilor care există. E important. Domnule subprefect, mai avem 1-2 minute până la finalul celei de-a doua părți. O să intrăm în publicitate ca să nu ne mai oprim în timp ce povestim și apoi în ultima parte a emisiunii o să mai discutăm câteva lucruri despre ceea ce înseamnă activitatea și ca să spunem așa, modul în care lucrați cu celelalte instituții cu care colaborați pentru o bună guvernare, să spunem, locală. Căci de fapt asta este. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors în studio după publicitate cu invitatul meu din această seară, subprefectul județului Timiș, domnul Daniel Cristian Francescu. Sunteți cumva, aveți rude chiar aici în Lugoj? Cred că din partea bunicilor am, dar pe care nu-i cunosc personal, rude mai îndepărtate. Mai îndepărtate, da. Am avut un doctor extraordinar care avea numele acesta Francescu și care are și un băiat și care lucrează acum, este tot doctor la serviciul de ambulanță de aici, de la noi. Da. Și mai aveam, am avut chiar o colegă Francescu. Ea nu mai este în țară acum, deci numele este foarte cunoscut aici în... Da, păi este din zonă și exact probabil spus, de asta. Din zonă probabil, da, și da. Na, se leagă. Ce vă aduceți aminte înainte de a intra în problematică, ca să spun așa, mai divagăm puțin, ce vă aduceți aminte din copilărie, din perioada când erați în școală, la, eu știu, la părinți, la bunici, mi-aduc aminte, din această zonă. Așa. Mi-aduc aminte foarte bine vacanțele petrecute la bunici, care din păcate nu o să pot să îi le ofer copilului meu. Pentru că locuim așa. Toți la oraș acum. Era un moment extraordinar această perioadă, că era data de 15 iunie și luam vacanța. De-abia așteptam. 3 luni de zile nu mai mă întorceam la oraș și mă lua maică mea tot timpul cu forța și tot timpul cu scandal. Pentru că făceam diverse activități, de la pescuit, la cules fructe, bineînțeles. Mergeam pe câmp, băteam mingea, Bineînțeles, vreau să vă spun că bunica avea un program strict cu mine și aveam și activitățile pe care trebuia să le desfășor și în gospodărie, așa cum fiecare dintre ei aveau... Deci știați ce înseamnă o găină, un porc, un dat de mâncare la... Da, trebuia să aduc iarbă la iepuri, la găini, la... Da. Frumos. Un lucru foarte bun pentru că da, și cum e spuneați, bine să din păcate, acum foarte mulți dintre copii, eu cunosc familii și cu copii care au ajuns, de exemplu, în clasele gimnaziale, în clasa a treia, în clasa a patra, și n-au văzut în viața lor cum arată o găină, domne, cum arată un cal. Așa, numai din poze și din ce au văzut în reviste, în cărți, la televizor. Adică să nu știi tu, să nu mai spun că dacă îi întrebi dar ce mănâncă o gâscă, stă și se gândește jumătate de oră. Bă, dar ce mănâncă gâsca? E o problemă. Da, adică, este o problemă. Ne-am cam rupt așa de ceea ce a însemnat esența și, și nu e în regulă. Eu apreciez faptul că știu să se descurce cu un device, că au telefoane mobile de la 3 ani și să joacă jocuri și... Bun, foarte bun și asta e foarte bun. Eu nu zic că nu trebuie eliminate, dar parcă ar fi bine, exact cum povesteam, să mai știi puțin și ce înseamnă să miroși iarba aia fragedă de dimineață atunci când e...
umedă de la rouă și puțin să poți să vezi o floare, să, să vezi cum, cum apar florile de cireș. Să prinzi un cărăbuș, să prinzi un cărăbuș, exact. Astea erau... Exact, exact. Și era din plăcerile copilării. Da, 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 dar să știți că transformări au avut loc și în mediul urban, nu doar în cerul rural. Chiar constatam vara trecută că fiind chiar o perioadă de vacanță, seara nu mai era nimeni pe bănci afară în cartierul în care am copilărit. Și mi-a ridicat un semn de întrebare, oare unde este toată lumea, toți copiii? Că... Și atunci când eram la oraș în perioadă de vacanță, adolescent fiind, mai ieșeai seara, mai jucai o carte, mai jucai o tablă, exact, mai jucai un tenis, mai mergeai la școlile care erau în zonă, mai jucai băteai un fotbal. Mingea, sigur, da. Nu mai e nimeni. Chiar mi-am pus întrebarea, oare ce fac copiii ăștia? Stau în fața televizoarelor, în fața computerelor, în fața laptopurilor, și atunci a tabletelor. Ne trezim cu, cu probleme încă din... Încă și din păcate chiar din, de sănătate. De aici sănătate, problema, asta vreau să spun. Foarte multe cazuri de obezitate, o boală care, din care derivă alte probleme, care te marchează, te marginalizează, pentru că știm prea bine că cel mai sănătos e să, să, să ai o activitate fizică care îți dezvoltă și mintea și încrederea în tine. Îți creează o perspectivă mai bună și o și idee. Mai ales fiind și în colectivitate, altfel te dezvolți, sigur, altfel ai un alt dialog cu colegii, cu prietenii. Poate și lipsa activităților sportive. Eu mi-amintesc când eram în școala gimnazială, veneau antrenori care te recrutau în funcție exact, de exact statura ta, de abilitățile tale. Corect. Tu la basket, tu la un sport de contact, exact, tu la handball. Într-adevăr, cu timpul s-au distrus și aceste săli da de profil și o să tracem consecințele. Da, care... da. Acum, cu toții, desigur, sperăm încet, încet să încercăm prin politicile acestea naționale care se gândesc să readucem, am înțeles că există și o astfel de propunere cu mai multe ore de educație fizică în școli, cu faptul de a încerca puțin să și mai ține, cred eu, și de modul de cum percepe conducătorul unei comunități să, să organizeze și să... Că dacă ești, de exemplu, un primar sau ești, eu știu... conduce un punct din ăsta administrativ, te poți gândi la anumite soluții, creezi, faci o investiție, de exemplu, într-o sală de sport pentru o școală, pentru un liceu care l-ai, sau, eu știu, cum avem noi acum, reușim și noi anul acesta să dăm în funcțiune, după câțiva ani ne-am tot chinuit și ne-am chinuit nu că n-ar fi vrut cineva sau n-ar fi vrut cei care sunt în administrația locală să realizeze. Noi am avut aici la Lugoj și știți cu siguranță că am înțeles că veneați pe aici pe la Lugoj da, în tinerețe. În adolescență, da. Veneați pentru cluburile din oraș sau pentru fetele frumoase din Lugoj? Și pentru una și pentru alta. Pentru una și pentru alta, da, așa este. Da. Lugojul e renumit pentru frumusețea femeilor. Mergeam doamnelor foarte mult la lacul Surdu, care am constatat, iarăși da, vă da, spun, am constatat este că nu mai este deloc activitatea pe care o cunoșteam. Erau plini de corturi, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Lumea până la urmă și-a creat viluțe, s-a creat un lac privat, până la urmă nu mai există o plajă unde tinerii să vină să-și amplaseze cortul. Nu mai ai de unde să-ți cumperi un suc sau apă. E păcat, e mare păcat, pentru că lacul este unul frumos și are potențial. În povestea președintele Consiliului Județean, domnul Călin Dobra, știu că aveți o colaborare foarte, foarte bună, bună sigur. Și în povestea că au în intenție, există acolo un proiect și încearcă să dezvolte din punct de vedere turistic partea aceea de zonă. Și vorbeam și cu directorul general de la Apele Banat, cu domnul Bojin, și îmi spunea că și el își dorește foarte mult ca, și-a găsit niște soluții, îmi spunea, să nu mai crească chiar așa nivelul apei, ca să reușească puțin acolo să creeze o zonă, să vadă cum s-ar putea cumva realiza. Însă, în același timp, să nu uităm că lacul Surduc este, ca să spunem așa, rezerva de apă a Timișoarei și a zonei acesteia. Și atunci trebuie îmbinate lucrurile. Nici să sigur ajungi într-o situație în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nu ai o rezervă de apă necesară pentru o perioadă sigur mai mare de timp, pentru că vezi, Doamne, dezvolți acolo nu știu ce, dar
împletindu-se aceste două idei, aceste două proiecte, s-ar putea realiza lucruri frumoase acolo. Și eu sunt convins că încet, încet, zona aceea va putea fi o zonă, că tot spuneam, anii trecuți, așa se spunea, dacă țineți minte, mă, uite, fiecare parcă are, fiecare județ are câte o zonă din asta turistică. Cei de acolo, de la munte, au zona de munte, unde poți să vii, să faci, cei care sunt la litoral au mare, au delta, cei din delta. Dar uite, noi aici la Timiș nu prea avem. Ei, avem. Avem și s-au găsit zone superbe. Zone foarte țara frumoase. Asta Făgetului este minunată. Adică numai dacă o iei să faci un traseu și rezolvi extraordinar din punct de vedere turistic și numai să s-au dezvoltat și unele pensiuni. Eu chiar am fost anul trecut. E foarte, foarte, foarte frumoasă zona. Am fost în zona Tomeștiului. Exact. O zonă extraordinară care poate ar trebui promovată mai mult. Da. Cu sprijin, eu știu, făcută niște trasee pentru biciclete, ceea ce cred că ar fi un lucru foarte bun și la Surduc. Eu am făcut traseul cu bicicleta, dar așa, pe un teren mult mai accidentat. Eu cred că, mai ales că ne bucurăm acum de o legătură prin autostradă, eu vă asigur că Timișoara, în loc să meargă pentru în zona Carașului, în zona Reșiței, Văliung, ar fi o poziție și mult mai aproape. Exact, exact. Și mai timp rapidă, mai scurt de ajunge, mai scurt, și zona este extrem de frumoasă. Superbă, da. Nimeni nu a spus de rolul strategic al lacului, nimeni nu contestă și, bineînțeles, trebuie să tratăm cu mare responsabilitate acest lucru. Doar că putem dezvolta activități nepoluante acolo în zona, activități, cum am spus, de, eu știu, piste pentru biciclet, pentru alergare, pentru canotaj, pentru activități sportive, da, exact, de recreere până la urmă, unde să putem să fugim din cotidianul ăsta zilnic și să ne resetăm un pic o zi, jumătate de zi, ne-am câteva ore. Ne-am învățat să dăm fuga până la Macau sau până la, da, Ungaria, la alte centre din astea care s-au dezvoltat extraordinar și, culmea, s-au dezvoltat cu banii europeni, ca să fim cinstiți, dar s-au dezvoltat foarte frumos și au condiții, da, extraordinare. Și trebuie și noi să învățăm lucrurile astea și încet, încet, eu zic că o să vedeți că și la noi, eu zic că se vor face astfel de lucruri. Știu că există în Timiș, parcă dacă nu mă înșel, există o zonă pe lângă care a creat... Da, la Lovrin. Lovrin, da, așa, da, așa, da, acolo. Da, da. Și într-adevăr ei au reușit... Da, bineînțeles, nu la nivelul în care au ajuns vecinii dar noștri. Dar am înțeles că au făcut niște investiții frumoase s-au făcut, acolo și... S-au făcut. Bineînțeles, zona Timișoare are nevoie de un aquapark și sunt sigur că această investiție, fie ea venită din mediul privat sau cu ajutorul administrației publice locale, se va întâmpla, pentru că Timișoara are nevoie. Eu sunt mai naționalist, așa, nu pot să vă spun că am avut foarte multe vizite în Ungaria, prefer să-mi las banii, să-mi cheltui banii, pentru că dacă chiar dorești, găsești activități pe care să le desfășor și în județ. Și eu zic că și sunt foarte mulți investitori deja care, cum ați spus, au realizat mici pensiuni, zone frumoase unde poți să te duci și unde știi că mănânci o mâncare sănătoasă. La prețuri decente. La prețuri decente. Mănânci un păstrăv la Tomeș, dacă mergi bun. Am văzut acolo, am cumpărat pește, o crescătorie foarte, foarte ok. Un restaurant cochet. Deci sunt locuri chiar puțin mai izolate, dar foarte, foarte în regulă. Important este să știm să le promovăm, că aici, sigur, e problema, și să le aducem în atenția timișenilor și eu sunt convins că încet, încet vom crea și noi această stare de a merge și, în primul rând, a ne simți bine la noi acasă și apoi a merge la alții și, ca să spun așa, a lăsa munca noastră și banii noștri în alte părți. E foarte bine să mergem să cunoaștem Europa, să mergem să cunoaștem lumea, dacă ne permitem, nicio problemă. Dar mai sunt încă lucruri foarte multe de văzut și de trăit aici la noi în țară și avem posibilități și eu zic că încet, încet, în toți acești ani și noi ne-am învățat cum să fim mai atenți cu turiștii, cum să îi atragem mai bine. Aș vrea să vă întreb ceva legat de relația, spuneam eu, pe care o are prefectura județului cu instituțiile descentralizate, cu, știu că ele sunt mai mult în subordinea Consiliului Județean, nu? Sau în subordinea dumneavoastră sunt toate? Coordonarea și conducerea prefectului. Prefectului, așa.
Care este relația și cum vă înțelegeți, cum ați apreciat activitatea, de exemplu, a Direcției de Sănătate Publică? Este un domeniu foarte sensibil, da. Și știu că este în atenția și a dumneavoastră, a prefecturii și a Consiliului Județean, dezvoltarea cât mai serioasă a acestui domeniu în județul Timiș. După cum știți, am avut o problemă care a implicat în mod activ DSV-ul. Am avut câteva focare de peste porcina africană, chiar nu departe de Lugăș. Nu vreau să discutăm de DSV, de DSP, deci de Direcția de Sănătate Publică. Dar o să discutăm și despre DSV, pentru că este important ce ați început să spuneți. Și cu DSP-ul, sigur, avem o relație foarte bună de colaborare. Noi ținem legătura săptămânal cu conducătorii instituțiilor, chiar și de la poliție, de la ISU, toate instituțiile care pot să ajute în rezolvarea unei probleme pe care o constatăm la nivelul județului. Dacă nu mă înșel, la sfârșitul acestei săptămâni există și, ne-a trimis și ei de la ISU, un bilanț al activității la nivelul județului, Inspectoratului a Situațiilor de Urgență, și eu vreau să felicit aici și să o spun așa, fără niciun fel de reținere. Ne mândrim cu cei de la ISU. Sigur. Îl cunosc foarte bine pe domnul comandant, pe domnul Mihoc. Vine la noi de fiecare dată cu mare plăcere în emisiune și le prezentăm prietenilor noștri activitatea de acolo, de la ISU. Permanent, an de an, ei s-au dezvoltat, au primit investiții serioase și în aparatura necesară și în autospeciale și se vede că există o echipă, există foarte interes, serioasă să știți acolo, că și aceste investiții nu vin de la sine. Absolut. Domnul inspector șef a bătut cale serioasă și la ușă. Da, pentru că știu că și domnul secretar de stat Arafat este un împătimit și iubește ceea ce a creat, pentru că e creația dânsului acest sistem. Și iată cât de mult ne bucurăm și cât de mult bine ne face și smurdu, și tot ce înseamnă pompierii, și ne bucurăm. Că știți cum e? Aici e vorba de necazuri. Când ajunge omul într-un necaz, vorbind pe diferite aspecte ale vieții, atunci vedem și apelează la cei care muncesc acolo. Situații de urgență. Știm că anul trecut am avut inundații la Făget, chiar am fost cu domnul inspector în zonă noaptea, pe la 11-12, și cu doamna prefect. Am avut în ajunul Crăciunului problema cu curentul. Exact. Dacă noi aici chiar am simțit-o bine, nu aveam o structură bine organizată, vă spun cât se poate de sincer că Lugojul rămânea fără curent până după sărbători. Pentru că o spun cu toată responsabilitatea, Enel-ul din păcate nu a putut să pună la dispozițiile toată aparatura necesară. Știm că acele e incredibil. Au venit aici și au promis investiții foarte serioase și tot o astfel de companie care este una dintre cele mai mari din Europa. Sigur. Și să nu poți tu să asiguri într-un astfel de caz, mă, scade, să mai întâmple, să cadă. Eu nu zic că intemperiile și vremea nu putem noi coordona. Dar tu ții niște măsuri în timpul anului, știi, bă, dacă se întâmplă ceva, am capacitatea să pot să las o linie separată, să am o rezervă, să am ceva. Adică nu se poate tu ca și o astfel de societate. Se întâmplă ceva în județul Timiș, prefectul, subprefectul, toată lumea vine, sună la telefon în disperare și tu să dai din numeri și să spui, domne, știți, capacitatea noastră nu ne permite, nu avem suficient. E jenant, adică e de-a dreptul jenant. Până la urmă, aceste generatoare trebuiau să vină dintr-un contract de închiriere pe care ei aveau posibilitatea să le facă cu societăți private. Corect. Aceste costuri trebuiau asumate și, bineînțeles, în cadrul legal există obligații foarte certe pe care ei trebuie să le îndeplinească. După cum bine știți, dacă nu-ți plătești curentul, nu stă nimeni de vorbă cu tine. Așa și consumatorul are pretenția că atunci când rămâne într-o pană să fie rebrașat într-un mod rapid. Corect. Deci asta e problema, din păcate, pe care o avem și cu Enel-ul și din păcate și cu E.ON-ul. Eu vă întreb pentru că aveți această relație și cu E.ON-ul și cu Enel-ul. S-a învățat ceva din tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că în viață trebuie să învățăm din că dacă nu învățăm înseamnă că am pierdut vremea și nu ești capabil de nimica și atunci știți cum e. Noi românii spunem așa, bă tată, nu te pricepi, lasă pe alții, băi frate, că nu e obligatoriu să stăm cu tine, nu ne obligă nimeni să stăm cu tine. Dom'le, nu ești capabil, spune. Dom'le, n-am capacitatea necesară, ne cerem scuze,
Noi o să ne retragem, lăsăm pe alții care sunt mai buni și care pot să o facă, nu putem. Măcar în discuțiile care le-ați avut, da. Ei și-au asumat că nu se va mai întâmpla așa ceva? Marea problemă care a condus până la urmă la aceste întreruperi de curent a fost infrastructura foarte învechită. Această infrastructură trebuia modernizată. Păi și ce așteptau? Timpul. Cine să o modernizeze? Că și care trebuia să o modernizeze? Știți cum e? Acolo când au venit și au preluat, știți cum era? Era un cai de sarcini în care spuneau niște lucruri. Niște investiții. Investiții într-o perioadă de timp, după aia ce urmează în fiecare an și erau la nivelul de sute de milioane de euro. Aceste instalații încep să cedeze. Sigur. Și nimic nu-i veșnic, mai ales aici. Trebuie reînnoite până la urmă. Și trebuie. Ce spun? S-au demarat. În momentul de față chiar există niște proiecte de reînnoire pe anumite zone, pentru că hai să spunem pe a dreaptă, a nins un pic, dar nu a fost la nivelul în care să rămânem două săptămâni fără așa curent. Așa este, adică... Deci, într-adevăr, într-o zi s-a pus un strat destul de consistent de zăpadă. Dar ce facem dacă avem, eu știu, vânturi... Exact, peste 100 km la oră, cu îngheți, și vă spun că a fost... De asta spun, pentru personalul inspectoratului, pentru stații de urgență, au depus un efort deosebit. Da, extraordinar. De aceea eu jos pălăria pentru ei, îi respect în mod deosebit și întotdeauna am spus că au un colectiv acolo foarte serios și foarte dedicat. Da. Am văzut acolo, domnule, dar într-un caz de urgență din ăsta, domnule, vin oamenii de acasă, domnule, schemați imediat, vin, nu spun nimica, nu, chiar fiecare, că știți cum e. Sunt militari. Fiecare are familie, da, e adevărat. Dar fiecare are familie, fiecare are... Adică noi întotdeauna încercăm să nu înțelegem lucrurile astea și trebuie să le pricepem. Păi frate, cum ești tu cu familia ta și cum ai tu dorințele tale de a mai sta cu familia, de a vorbi cu copiii tăi, de a mai... Așa sunt și ei. Ei, uite-te că au situația asta în care, domnule, se întâmplă și nu mai pot să stea nici seara, nici noaptea, dacă sunt chemați, trebuie să se ducă. Sau poate să plecați o săptămână, sau poate să plecați în exact. Străinătate. Au fost cum au fost, sigur. Au stat câte o săptămână săraci. Nu au o misiune ușoară și sunt sigur că puțin știu și un sacrificiu pe care și-l asum atunci când alegi să lucrezi într-o structură militară, cum e cea pompierilor. Ai anumite interdicții, să spun așa, prevăzute de lege, pe care ți le asumi și trebuie să le respecti. Așa este. E în regulă. Haideți să ne spuneți puțin și despre DSV. Deci despre Direcția de Sănătate, așa, care se ocupă de cei care cresc animalele, cei care... Veterinari. Printre altele, da. Veterinarii, da. Am avut și noi această chestiune cu pesta asta porcină și știu că la un moment dat chiar se discuta și la noi în oraș de către cei care aveau animale. Uite-te, noi ne-am gândit și vorbeam de aia din sud, săracii care au pățit-o, dar uite că încet, încet ajunge și la noi. Credeam că nu o să ajungă. Cum stăm din punctul ăsta de vedere acum, în acest moment? Vreau să vă spun că nu a ajuns încet, încet și eu am fost foarte mâhnit la momentul respectiv. Practic, infectarea acestor gospodării a fost efectul unui comerț ilicit de animale, unor bișnițari, că n-aș putea să-i numesc altfel, care au speculat un preț mic al animalelor în zona infectată, zona Bihorului, Aradului. Le-au adus în județul nostru și au vândut animalele pe internet. Deci, practic, era foarte greu, aproape spre imposibil, ca noi să controlăm acest comerț, mai ales că luau animale și le duceau la poarta gospodăriilor. Printr-o mobilizare, spun eu, exemplare și iarăși amintesc pe cei de la situații de urgență și a lucrătorilor de la DSV, am reușit să izolăm aceste focare. În momentul de față avem amplasați niște porci santinela care deocamdată nu s-au îmbolnăvit și sunt în gospodării, fapt pentru care credem că această boală nu mai există în gospodărie. În ce zonă a fost această situație? În zona Bârna și am avut în zona Bârna și la Beba Veche. Și bineînțeles și gospodările din Giroc, acolo unde au fost depozitați. Deci cam trei focare așa, da, în județ. Da. Deci acum au mai fost suspiciuni și la lor, prinda care nu au fost confirmate. Deci acum putem să fim liniștiți, cum s-ar spune, practic. Eu zic că pericolul a Am trecut. Scăpat de ce era. Așteptăm cele 30 de zile necesare să vedem cu santinelele, cu purcelușii santinele, dacă se infectează sau nu. Atunci, bineînțeles, putem să declarăm
închis acest focar. S-au luat măsuri de precauție, bineînțeles, au făcut niște zone de protecție, care și cu ajutorul poliției județului am instituit niște filtre care să limiteze accesul de animale în și spre această zonă. Am avut emisiuni despre această peste porcină și am încercat să explic foarte bine ce înseamnă de fapt această peste porcină. Puțin știu, să știți. Pentru că asta spun. Există o lipsă, domnule, lumea nu înțelege, nici nu știe despre ce e vorba. Trebuie să înțelegem un lucru, că în primul rând, cei mai important și mai important este că această peste porcină noi putem să o aducem. Deci, noi mergem undeva într-o vizită și poate am călcat undeva unde a existat acest virus. Sigur. Și ne ducem și infectăm acolo și nici nu ne dăm seama. Deci trebuie o mare atenție, în primul rând, a noastră. Cei care, cum spuneți dumneavoastră, domnule, mergem și facem o vânzare de porci. Mă duc, domnule, trebuie să fim foarte atenți. Domnule, să văd, mai întâi să iau niște probe de la porcii mei. Lucrurile s-au schimbat, pentru că legislația există. Deci, o vânzare de purcelași. Și eu am fost copil și știu cum cumpărau bunicii mei. Mergeai să vezi la om purceii. Acum e necesară o adeverință de la medicul veterinar. Domnule, nu mai se respectă nici asta. Nu-l văd pe bunicul, Dumnezeu să-l ierte, să cumpere o pereche de porci, cum zicea el, de pe internet, să-ți aducă acasă. Să nu vezi tu scroafa. Cum arată, cum se mișcă. Cum... Da, vedeți, lipsa de timp. Dar ce vreau să subliniez e riscul care a fost la o consecință economică deosebită. După cum știți, avem Smithfield în județul Timiș și Arad. Da. E vorba de peste 560.000 de capete. Vă dați seama... Hai să spunem, ei au investit foarte mult în măsurile astea de protecție și să zicem că nu avea cum să intre, dar au crescătorii de animale în care sunt mii de purceluși care se fată zilnic. Nu aveai cum să-i scoți pentru că era limitat transportul în acele zone și intram, plus că au fost interzise la export produsele carnea. Astea consecințe foarte grave. Și bineînțeles că erau foarte de la om, de la cel care e crescător și la locuri și până de muncă, la companii. Sigur. Și plus că o parte din producție ei o exportau, o altă parte era pentru România, dar și pentru contractele care le aveau cu România, acolo unde erau procesate mezelul pentru a fi exportate, erau blocate. Pentru că ți s-a blocat de Uniunea Europeană orice fel de export, ori de produs, ori de carne în sine și atunci a creat categorică. Asta nu sunt consecințele pe care lumea tot timpul le știe. Că acum știm că nu afectează chiar consumul unei carne infectate, nu afectează omul. Dar trebuie să vedem mai departe de... Nu mai vorbesc de micii producători pe care avem în județ. Corect. Pe care, până la urmă, ei... Îi crește și în gospodărie acolo, 2-3 porci. Au microferme, deci realizează un venit și, până la urmă, dezvoltă un business. Mă bucur, iată, am dat și o veste bună, am dat mai multe vești în această emisiune și vă mulțumesc din suflet. Putem să fim cât de cât liniștiți, deocamdată nu există probleme din această perspectivă și, cu siguranță, în zilele viitoare vom ști sigur că nu putem să avem niciun fel de discuție pe tema asta a pestei porcine africane în județul Timiș. Domnule subprefect, ca orice lucru care e frumos și se termină repede, întâlnirea noastră din această seară, eu mă bucur tare mult că ați avut disponibilitatea și v-ați deplasat într-o zi nu tocmai ușoară, pentru că știu că acolo la prefectură zi de zi există probleme, există mult de muncă. Dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Vreau să le promitem ceva prietenilor noștri, că nu este nici prima, nici ultima. Că vor mai urma întâlniri și putem să discutăm tot felul de aspect. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă pot promite că voi da curs de fiecare dată invitației dumneavoastră. Și vreau să dau un exemplu că instituția prefectului nu se adresează doar timișorenilor și se adresează tuturor locuitorilor județului Timiș. Oricând sunt probleme, instituția prefectului, bineînțeles prin persoanele abilitate, vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc tare mult, subprefect,
și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Rămâneți cu programele noastre în continuare. Eu vă aștept ca de fiecare dată la o nouă ediție emisiunii Ora Adevărului în fața micilor ecrane. O seară frumoasă tuturor!